de la 402. Nu-mi vine să cred că m-am oferit voluntar. Eu nu! Eu am ridicat mâna fiindcă voiam să merg la toaletă și doamna Grace m-a ales pe mine. Tu te-ai oferit voluntar? M-am oferit să fac asta în timpul lucrării la mate. Domnișoara Grace să șteargă tabla. Doar ea a scris. Mamă, ce foame mie. Și mie, să știi. Ai noroc că ți-a rămas ceva de la prânz. Nu de la prânzul de azi. Hei! Ia uite. Ciocolată. Repede, închide sertarul, e prea tentant. Prea târziu, tocmai am luat o bucățică. Ce faci, astea sale, doamnei Greves? Nu trebuie să te atingi de ele. Uite ce ai făcut. Repede, până nu se întoarce. Hei, tu le-ai mâncat? Nu! Ok, poate că a sărit una în sus și mi-a căzut în gură. Cele cu nucă de cocos au căzut în gura mea. Ești de treabă. Hei, dacă află profa, suntem haliți. Așa e, doar dacă vede ambalajele goale. O ciocolată cu nuga. Rapid! Două ciocolate cu nuga. Mi-a făcut plăcere să fac afaceri cu tine, ești tare. Oh, dar au fost. Știi ce? Ce-ar fi ca mâine să ne oferim voluntari să rămânem după ore să spălăm tabla? Ne vedem mâine. Hei, de fapt, eu merg în aceeași direcție. Astea par cam grele, las că ți le car eu. Bine. Vino încoace, Arthur, ți-am pregătit gustarea. Mulțumesc, mătușă Mary, ai acolo și ceva la gheață, nu? Ups, îmi pare rău. Cred că nu-s prea în formă. Alea 10 ture m-au cam dat gata. Ne vedem după școală, mama. Ha? Bună. Tu ce faci aici? Ieri când ți-am cărat cărțile, cred că din greșeală ți-am dat cartea mea de mate. Nu e aici. Stai să verific. Pe cine mint eu? Eu nu-mi iau niciodată cartea de mate acasă. Ce să fac cu ea? Dacă tot sunt aici, hai să mergem împreună la școală. Cum vrei. Oh, scuză-mă, te rog, nu ești cu nepotul meu, Arthur, în clasă? Da, ne-am cunoscut la petrecerea de ziua lui de anul trecut, a? Ai mâncat jumătate de tort înainte să vină toți invitații. Da, ce tort bun! Și, pentru că mi-ești dator, iată ce te rog să faci. Ce să vezi? Hei, de ce nu te-ai oprit pe la mine dimineață? Nu contează! Mătușa lui Arthur vrea să dea sâmbătă o petrecere surpriză pentru el și eu mă ocup de organizare. Tu faci lista cu musafiri, cumperi invitațiile, le pui la poștă să vezi cine vine și cine nu. Ok, am un alt plan. Sâmbăta viitoare e o petrecere la piscină. Zici și tu mai departe. Hei, ce? Mătușa lui Arthur dă o petrecere sâmbătă pentru el la piscină. Zi mai departe. Petrecere surpriză pentru Arthur sâmbătă la piscină. Zi mai departe. Petrecere la piscină? Atenție, membrii ai comunității centrului! Clasa pentru practicanți yoga începe în 5 minute în sala Leonard Diaz. Vă rog să vă aduceți prosopul, salteaua și medicamentele de inimă. Aș vrea să mă înscriu la cursul de not. Sigur, ești membru? Nu.
Nicio problemă. Ai vrea să devii membru temporar, membru junior sau membru stabil? Temporar. Aceasta îți va oferi acces la facilitățile noastre, cu excepția orelor de dimineață, celor de stretching, orelor speciale de dans și a cursurilor de rotiri, chineză sau un not. Fără not? Dar am venit aici doar pentru un not. Ai spus că ești membru temporar? Îți trebuie abonament junior, clar. Atenție! Program special sâmbătă, sala Steinmetz. Va fi prezentat spectacolul Scripcarul de pe acoperiș. Ziceai că te interesează orele de not? Da, ore particulare de not. Nicio problemă. Unde merg? Acasă, orele încep peste 5 luni. Dar trebuie să învăț până sâmbătă. Va trebui să mergi la cursul de începători, în 5 minute la bazinul Steve Jamison. Te îmbraci la vestiarul pentru bărbați Ney Clark. Dumneavoastră sunteți domnul Jackson, predați la noi la școală. Da, așa e. Am nevoie de două slujbe ca să-mi pot plăti facultatea de medicină. Am venit pentru cursul de not. Bravo ție, omule. Și acum mai bine te-ai prezentat la bazin. Dar ăsta este bazinul. Oh, de-aia porți costum de baie. Dumneavoastră predați la începători? Nu. Ea predă. Trebuie să fie alt curs. Păi, mai este. Dar îl ține domnul Jackson. Câteodată înveți să noți, câteodată înveți să dansești cea-cea. Arthur, ce cauți aici? Profuzic, eu că abia aștept să vii la cursul meu. Dacă vrei să noți, ai nimerit unde trebuie. O să te muncesc ca pe un câine. Un câine! Și la școală voi sta în ceafa ta tot timpul să văd dacă exersezi procedeul corect de respirație. N-o să scap până nu înveți. Respiră și întinde, respiră și întinde. Haide, respiră și întinde. Știu să not. Vreau doar să mă mai antrenez un pic. Mă gândeam să particip la olimpiadă. La Centrul Olimpic Seymour? N-o prea cred. Bine, bine, nu știu să not. Dar nu spune tuturor. Nu-ți face griji. Noi, Salva Mari Junior, știm să păstrăm un secret. Jurăm să păstrăm secretele la fel ca preoții. Aha, aha, nu mint. Bine ați venit la cursul de not pentru începători după metoda extrem de eficientă, Polly McShane. Va fi brevetat. E bine să vezi figuri noi la fel ca și pe cele mai vechi. N-am vrut să vă jignesc, doamnă Donnelly. Doamnă Donnelly a avut experiență înfricoșătoare la vârsta de 7 ani și după viața irosită s-a hotărât în sfârșit să nu mai fie lașă și să-și bage fața aia bătrână sub apă. Și cel mai important lucru este să nu uităm că participăm cu toții la asta. Să te voi echipa sufletistă și înțelegătoare. Cine spune că m-a văzut aici, îl omor. Toți trebuie să învățăm să notăm odată. Așa că v-a pregătit un filmuleț pregătitor care va fi de mare folos. Vin în coace, puișor, e timpul să înveți în noți. Mami! Așa învăța Polly să noate. La ce mă uit? Ai tărâț în loc de creier sau ce? Sunt eu câștigând loc întâi la concursul lituanian de strâns oile pentru junior și titlul cel mai tânăr cioban. Credeam că aici învățăm să notăm. Absolut corect. Cufundă-te și expiră. Cufundă-te și expiră. Cufundă-te și expiră, Arthur, hai odată. Fac asta când o să fiu pregătit. Pui asta de oră întreagă. Fiindcă nu sunt încă gata. Aha, aha. Oh, ce se vede pe fund de o monedă? Metoda Polly dă totdeauna rezultate. Ui, uite-o pe Nancy. E faină, a? Nu-mi vine să cred că-ți place Nancy. Trebuie să fie o altă Nancy. Fii atent. Și acum du-te și află dacă mă place și ea. Dar nu-i spune că eu o plac. Minunat! Trebuie să-i fac lipeala unui psihopat.
Ok, se presupune că trebuie să mă învârt pe lângă subiect, dar eu mă grăbesc pentru că se cam termină sandvișurile cu brânză. A? Vini vrea să știe dacă îl place sau nu. Ce vrea să știe? Știi, i-am eu, i-am spus că nu îl place și că n-ai să poți niciodată brățara de la el. Wow, 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 wow. Ai spus cumva brățară? E minunată! Deci îți place, a? La nebunie! Minunat! Deci după ore ne întâlnim. Hei, Jordan, Gabriel, ia uite ce am primit! Ce tare e! Wow, ce norocoasă ești! Minunată! Nu știam că te vezi cu Vini. Nu, eu... bănuiesc că da. Sigur, sunt cu el. Anul trecut am venit cu Jeremy. Gata cu vechiul prieten, să vină următorul. Hei, Vini, uite un scaun. Ne, stau cu Nancy. Cineva are prietenă? Ei, cum e Nancy? Vine și Nancy sub o umbrelă. Da, am o prietenă. Și? Felicitările mele. 111, 112, 113. Chiar, nu mai pot deloc. Vă plăge, doamna Donnelly? Ei bine, la Anita poate că mai moță, dar cu metoda McShane lucrez până pici. Dacă o las mai moale și un valor ia și te lovește, cine va fi vinovat pentru moartea ta? Numele meu va fi scris pe spatele vostru. Foarte bine, mai bine. Trage genunchii, picioare de cauciuc. Cum ți-ai tăiat ultima oară unghiile de la picioare? Oh! Hey! Petrecere în piscină. Hei, mama, ia uite ce brățară am. Ups, mulțumesc. Scufundă-te, expiră, scufundă-te, expiră. Și acum, scufundații mei dragi, sunteți liberi. Înotați pentru mine, înotați pentru mine. Ce e asta? Un călac? A crezut careva că poate trișa la ora mea? Ei bine, va trebui să plecați. Fără să vă mai schimbați, toată lumea trebuie să vă vadă rușinea. Nimeni nu trebuie să se teamă de apă. Dacă te duci la fund, te salvez eu. Am pregătire completă pentru a face respirație gură la gură. Wow, groază rocoasă. Nu-mi vine să cred că le-ai făcut așa repede. Nu le-am făcut, le-am de anul trecut. Nu se știe niciodată. Mamă, ce mă pricep să le aleg. Ok, cred că ne-a văzut toată lumea. Oh, stai un pic. N-am trecut pe la cei mici. Știu că multe fete își doresc un prieten care să le dea o brățară frumoasă. Dar crede-mă, totul are și o parte negativă. Cum ar fi, spre exemplu, că brățara mea se tot agață în tricourile noastre identice. Dar mâneca este tocmai aici sus. Nu se poate agăța. Oh, dar se poate. Dar ce știi tu? Tu nu ai o brățară sau un prieten? Poți să vii mai târziu? Tocmai spuneam unui puș pe care l-am întâlnit la sala de bowling despre brățara mea. Durează doar un minut, am nevoie de brățară. Te sun eu mai târziu. De ce? Pentru că vine bunica mea cea cu probleme la șold din New Jersey. Ea mi-a dat-o și vrea să o vadă, știi? Nicio problemă. Pot veni la tine acasă și o va vedea la mine. Îmi pare rău, dar trebuie să o iau. Tata zice să nu supărăm pe bunica că își schimbă testamentul. Nu pot să ți-o dau înapoi. Mai sunt câțiva copii de la clasa a doua care n-au văzut-o. Uite, știam eu că o să-mi faci probleme. Vreau să zic că o să-ți pară și ție la fel de rău ca și mie. Așa că ți-am adus altă brățară. Nu vreau o amărâtă de brățară cu bestile spațiale. Nu e amărâtă. Scrie Vini din bucăți de ochi. Scrie Ini. Vâul a căzut. Da, acum ai cum să mă alinți. Eu pot să-ți spun Nancy. Pa, Nancy. La revedere, Ini.
Felicitări, doamnă Donnelly. Vă acord certificatul de notator Polly McShane. Dacă înainte nu vă va mai spune nimeni Topor Donnelly. Și datorită mie nu vă veți înneca niciodată. Bineînțeles, dacă vă lovește un autobuz, eu nu sunt de vină cu nimic. Hai, Arthur, e rândul tău. Petrecere la piscină. Am plecat de aici. Hei, cred că o să pice. Nu pică el, eu pic. Oh, ce rușine! Atenție, toată lumea! Ascundeți-vă! Arthur trebuie să apară. Dar ce s-a întâmplat cu lumânările? O petrecere surpriză? Pentru mine? Nici prin cam nu mi-a trecut. Mătușă Mary, unde ești? Surpriză! Nu pot să cred! Habar n-aveam! Acum că ai ajuns, putem să ne băgăm în piscină. Da, distrați-vă. Eu n-am costum de baie. Cum să nu ai? Acesta este cadoul de ziua ta. Știu eu ce știu sau ce? Ești o scumpete, cum să nu? Ce s-a întâmplat cu brățara de la Vini? A avut nevoie de astăzi ca să-i arate bunicii lui. Cred că asta s-a întâmplat. Nu știu, l-am văzut plecând cu o fată. Săraca Nancy, ce groaznic! Oh, vă rog! Trebuie să fii egoistă să nu-i acorzi prietenului tău puțină libertate. Hei, eu mă duc acasă cu Jessie când nu găsesc pe altcineva mai bun. Dacă stau bine să mă gândesc, l-am văzut pe Vinnie plimbându-se cu o fată în parc. Chiar atât de geloasă ești? Se pare că e timpul pentru o surpriză. Despre ce vorbești? Arthur a sosit deja. Nu la surpriza aceea mă refeream eu. Evident, Vinnie e încă nebun după mine. Altfel nu mi-ar fi dat altă brățară minunată. Chiar crezi că este mai frumoasă decât aceea? Nu-mi vine să cred. Are două prietene? De fapt, are numai una, dar nu ești tu aceea. O să-și dorească el să fi fost. Stai, nu e vina ei. Oh, nu! Cum credeai că ai să te descurci? Nu mă gândeam la asta. Dar trebuie să fi știut că eu eram aici. Ei, sunt începător. Ascultă aici. 1. Nu-mi place să mă fac de râs în fața prietenilor mei. 2. Singurul lucru care mi-a plăcut la tine era brățara aceea, care încă îmi lipsește. 3. Sper să ți se pară drăguț când o să-ți pocească numele. Bine, acum sunt închit? Nicio șansă. Haideți la echipele pentru concursul de not. Azi e ziua ta și vei fi ales capitan. Nemaipomenit. Lasă-mă să mă ud un pic. Îmi pare că am răcit. Și tocmai astăzi. Mai bine rămân uscat. Bine, acum că mi-ai spus primele 37 de chestii care nu-ți plac la mine, ce mai urmează? Să mă arunci în piscină? Nu, sunt mai presus de asta. Dacă stau mai bine să mă gândesc, nu sunt. Faceți loc la zarva mare. Sunt o super profesoră de not sau nu? Aha, sunt!